Odată cu anularea stării de urgență din Republica Moldova, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională decizia Parlamentului privind introducerea acesteia din data de 1 aprilie până pe 30 mai curent, unele măsuri restrictive au fost anulate. În același timp, începând cu ziua de ieri, 29 aprilie, s-a instituit stare de urgență în sănătate publică la nivel național, potrivit hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Astfel, purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice deschise și închise, inclusiv în transportul public, rămâne obligatorie. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul. Rămâne valabilă măsura privind respectarea distanței fizice între persoane de minim un metru. Potrivit autorităților, desfășurarea activității cultelor religioase va avea loc cu respectarea strictă a măsurilor de protecție, precum admiterea unui număr limitat de persoane cu asigurarea respectării a distanței de 2 metri între persoane, efectuarea triajului observațional, neadmiterea consumului de alimente și purtarea măștii de protecție obligatorie. În țară, astăzi, 30 aprilie, au fost confirmate alte 329 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Dintre acestea, 3 cazuri la Suroca.